Ai cuțit, 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 că amute am ascuțit. Pătocila de la noi să tau capul la ciocui, măi! Cu toții am văzut celebrele filme Iancu Jianu Haiducul și Iancu Jianu Zapciul, în regia lui Dinu Cocea, în care carismaticul actor Adrian Pinta a dat viață legendarului haiduc Iancu Jianu. Dar puțini sunt cei care știu povestea adevărată a lui Iancu. Și cine ar putea să o spună mai bine decât cineva care a fost contemporan cu acesta, și anume Ion Ghica. Dar haideți să vedem în câteva cuvinte cine a fost Ion Ghica. Acesta s-a născut în anul 1816, pe vremea lui Ioan Vodă Caragea, într-o familie în care au fost 10 domnitori ai principatelor. A fost una dintre cele mai importante personalități ale secolului XIX. Economist, matematician, scriitor, pedagog, diplomat și om politic, a fost prim-ministru în 5 guverne și președintele Academiei Române. Scrisorile către Vasile Alexandrii au fost scrise între 1821-1848, deci a fost contemporan cu evenimentele, întrucât Iancu Jianu a trăit între 1787-1842 și amintirile sale sună cam așa. Într-o zi, în curte, intră o căruță cu 4 cai și trase la grajd. Era Jianu. Mama și noi copiii îngălbeniserăm, dar tata, uitându-se zâmbind către fecior, îi zice: du-te de-i spune să poftească, că chiar acum ne-am pus la masă. Prin grădină se vedea venind un om scurt, îndesat, rumen la față, ras și cu mustața deasă și scurtă. Îmbrăcămintea lui, dulamă, pantalon și scurteică, pe cap șapcă peste fes, la brâu pistoale și un cuțit cu plăsele de os și pușca în cumpănă în mâna dreaptă. Tata îl primește vesel și prietenește: ce mai faci, Iancule? Bine ai venit, șezi de mănâncă. Când am auzit zicându-i Iancule, mi-am zis: nu mai încape îndoială el e. Și mi-a venit în minte cântecul: Iancule Jianule, îți e murgul cam nebun, trece oltul ca pe drum. Cum să ședem la masă cu un hoț de codru și să ciocnim cu el pahare de pelin? 4 zile cât a șezut Jianu, a fost numai veselie și petrecere. Toată noaptea cântau lăutarii și fetele întindeau hora și bătuta cu flăcăi. Mă obișnuisem să mă uit la dânsul fără să-mi fie frică. Ba, încă aveam și un fel de respect de când îl văzusem nimerind cu glontele, de 3 ori de-a rândul, în piatra din marginea pădurii care de-abia se vedea din foișor și de când sărise peste șanțul din coada heleșteului mai bine decât caii de la hipodrom. Oricum, când mă uitam în ochii lui, tot îmi părea că avea în mâini tigaia cu ceară fiartă cu care făcea pe ciocoi și pe negustori să-i spuie unde aveau banii ascunși. Dar apoi iar îmi ziceam: cum se poate tata să fie prieten cu unul din cei cu pușca lungă, care dau chioriș la pungă, fecior de lele nebună, care noaptea în frunză sună? Iancu Jianu era de peste Olt, din județul Romanați, de pe Valea Tasluiului. El a lăsat un nume de haiduc, dar nici n-a fost, nici gând n-a avut să se facă vreodată hoț de codru. Însă o poveste, dacă ajunge a deveni legendă, adevărul nu mai poate scoate din capul poporului. Tată său, boier de țară, își crescuse băiatul la moșie, fără carte grecească și fără ambițiunea de a-l face un concurent feciorilor de boieri mari la isprăvnicii și la divanuri. Îl obișnuise lângă pluguri, cu cai și cu pușcă, vara la munca câmpului, iarna la urși și la capre negre. Ajunsese de o dibăcie vestită în călărie și în vânătoare. Încăleca fără a pune piciorul în scară, nici mâna pe coama calului, și băga glonțul prin veriga de inel. Se îndrăgise cu o fată de țăran și vrea să o ia de nevastă. Jianul bătrânul, boierul tot boier, cum să lase pe fiul său să ia o mojică, adică să se facă el rudă cu un clăcaș? Văzând că se îngroașă gluma și că dragostea se întețea, a hotărât să-și ducă băiatul la Caracal. Tânărul, a doua zi după ce a ajuns în oraș, a încălecat pe murg și fuga înapoi. Tatăl său iar l-a luat, el iar a fugit.
L-a închis în casă, el a sărit pe fereastră. L-a închis în pivniță, el a spart ușa. Tatăl său, dacă a văzut și a văzut că nu-i vine de hac, s-a adresat la stăpânire cerând să-l surghiunească. Caimacanul a și poruncit ispravnicului să-l închidă la strehaia. Băiatul țeapăn a trântit slujitorii și egumenul și a scăpat. Slujitorii s-au luat după dânsul. El, dacă s-a văzut strâmtorat, s-a înhăitat cu vreo câțiva flăcăi cu care-i copilărise. Tot ca dânsul de bărbați și pe cai încălecați și-au apucat câmpii. 7 ani a pribegit prin păduri și prin munți, hrănindu-se cu carne necântărită de pe la ciobani și desfidând potera. Nici nu omora, nici nu schingiuia, nici nu jefuia, ci numai se găzduia. Fugea de potiră și de panduri cât putea, doar când îl încolțea, se apăra. Gloanțele lui mergeau mai drept decât ale arnăuților domnești. Caragea pierduse 2 cârcserdari și 1 tufecciu, loviți de gloanțele jianului drept în piept. Nu văzuse pe stâncuța de 2 ani și era dor de se topea. Într-o noapte de ploaie și de vijelie, lăsă pe tovarăș la gaza din Valea Rea și încălecă murgul și zbură după dor. În sat, întuneric beznă, numai o zare de lumină la o casă. Se apropie, dă cu degetul în hârtia luminată, pune ochiul și ce vede? Stâncuța gătită ca mireasă lungită pe pat, cu o lumânărică de ceară galbenă în mână. Dă cu piciorul în ușă și intră. Cade în genunchi, pune iataganul și pistoalele lângă moartă, îi dă cea de pe urmă sărutare, încalecă calul și drept la zapciu. Sunt Jianu, capul meu este pus la preț. Du-mă la vodă și ia-ți 1000 de lei. Bâlbâia zapciul somnoros și speriat, nu știa unde să se ascundă de frică. Peste 3 zile ciocoiul intră în curtea domnească glorios, cu viteazul legat cot la cot. Tânăr, frumos, cu pletele lungi, cu poturi și cu cepchen, la cap legat cu un tarabulus. Caragea se dăduse în capul scarei ca să-l vadă. Ferestrele erau împănate cu femeile curții domnești. Jianul împușcase oameni domnești și era osândit la spânzurătoare. Caragea ridică ochii în sus la fereastră unde sta doamna zicând: Crâmtov pulhcravi, păcat de voinic. Auzind aceste cuvinte, una din fetele casei cade la picioarele doamnei. Caragea o vede și se îmblânzește și zice fetei: Dacă vrei, ți-l dăruiesc. Jianul n-a vrut să se însoare și a petrecut restul zilelor flăcău lângă plugul ce iubea și pe care în viața sa aventuroasă îl cânta mereu cu dor. Dare ar bunul Dumnezeu să umble și plugul meu, din baltag să-mi fac plug, pistoalele să le înjug, ca să brăzduiesc oieziș și unde a fi crângul mai des, să trag brazda dracului în calea bogatului. Tata fusese isprăvnicel de curte când zapciul a adus pe Jianu la vodă. Acolo s-au cunoscut amândoi și făceau deseori vânători împreună. Aceasta a fost povestea lui Ion Ghica. Istoria ne spune că Iancu a fost prins de mai multe ori de poteră. În 1812 a fost întemnițat la Ocna de la Telega, de unde a reușit să evadeze. În 1814 este prins din nou și a fost scăpat de frații săi care au plătit un fel de cauțiune lui Vodă ca să-l ierte. Însă în 1815 jefuiește poștalionul domnitorului de unde fură o mare sumă de bani. Este prins din nou în 1817, pus în lanțuri și pornit spre București. Reușește să evadeze pe drum. Este prins încă o dată și, altfel decât în povestirea lui Ion Ghica, se pare că a acceptat să se căsătorească cu o boieroaică pentru a scăpa de spânzurătoare, și anume cu sultana Gălățeanu, care era prietenă cu domnița Ralu, fiica lui Vodă Caragea. Cei doi au avut împreună mai mulți copii. A rămas însemnarea lui Iancu pe un ceaslov privind nașterea a 2 fete, în 1830 Marița și în 1835 Zinca. Momentul cel mai răsunător din viața lui de haiduc
s-a petrecut în anul 1809, când a făcut o incursiune dincolo de Dunăre și a asediat Vidinul și Plevna, care postă la acțiunile pașei de Vidin, renumitul Pasvanoglu sau Pasvantechiorul, așa cum a rămas în folclorul nostru. Acesta prăda și jefuia dincoace de Dunăre de 8-9 ani, pusese pe fugă 3 domnitori și unul își pierduse chiar și capul. Iancu a fost sprijinit și de boieri, cu oameni și bani, pentru a aduna o mică oaste formată din câteva mii de oșteni. Și se pare că în urma luptelor duse atunci cu Pasvanoglu, acesta și-a pierdut un ochi, de unde și porecla Pasvantechiorul, și nu știm dacă și-a pierdut viața, dar oricum nu a mai făcut incursiuni de jaf în țara românească și Oltenia și nu s-a mai auzit nimic de el de atunci. Mai mult decât atât, Iancu a distrus raiaua turcească de la turnul Măgurele și moscheea construită aici de otomani, spulberând influența turcească în această zonă. La întoarcerea în țară, Iancu se gândea să atace și insula Dakaleh și să o elibereze de turci. A trecut Dunărea la Calafat și s-a răzgândit întrucât trupele erau încărcate de prada din Bulgaria, se deplasau a nevoie și a renunțat. S-a întors la Craiova, unde a fost primit ca un erou. Tradiția populară spune că în seara întoarcerii sale, un lăutar faimos, Nicu Băloi din Ișalnița, a compus cântecul M-a făcut muma Oltean. În 1821 se alătură cu o ceată constituită din oameni de încredere haiduși de-ai lui Tudor Vladimirescu. Tudor îl numește capitan de panduri și îl trimite cu o solie la Mehmet, pașa de Silistra. Pentru că revoluția este înnăbușită în țară, pașa îl arestează pe Iancu. Și după eliberare, acesta nu se întoarce la moșia sa, ci se stabilește cu familia într-un sat mic, Chili, unde avea o livadă, prin 1823, unde va sta până la moartea sa în 1842. Este înmormântat la Caracal, în Biserica Adormirea Maicii Domnului, ctitorită de familia Jianu, alături de părinții săi. Primul steag al României, purtat în Revoluție de Tudor Vladimirescu, i-a fost dus lui Iancu de unul din pandurii supraviețuitori ai Revoluției de la 1821 și a stat zidit în peretele casei acestuia timp de 100 de ani. Iancu Jianu este cel mai iubit haiduc. Este cântat în mai multe balade populare. S-au făcut filme despre viața lui. Există un muzeu și un sat care îi poartă numele. A rămas în memoria poporului ca un simbol al luptei împotriva nedreptății sociale, dar și pentru acțiunile sale pentru eliberarea națională. Dacă vă interesează și alte informații privind felul în care pașa de Vidin, Pasvantechiorul, a fost învins de haiducul oltean Iancu Jianu, puteți urmări videoclipul următor. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă!